că se spune minciune atunci când zic că punem miliardul pe umerii cetățenilor. În primul rând să se cunoască că această datorie se va micșora odată cu recuperarea activilor, odată cu întoarcerea banilor care au fost furați de la BM și celelalte două bănci. Așa că eu sunt sigur că această datorie va fi mult mai mică și să nu se speculeze pe acest subiect.